Dar în acest moment Marian pleacă la spital. Cei de la ambulanță, vedeți, l-au consultat și au găsit de cuvință, iată, i-au pus și o mască, tare mie să n-aibă gripă, uitați-vă un pic, sperăm să n-aibă altceva. Da? Deci cei de la Smurd, iată, și-au pus măști de protecție, măști faciale. Andreea Borbel este pe urmele lor, au plecat deja cu ambulanța, îl iau la spital, se pare că va avea nevoie de niște, probabil de niște teste de gripă, cine știe, Doamne ferește să nu fie altceva mai grav. Însă e clar că nu puteau să facă toate investigațiile aici, așa cum am crezut noi inițial. Starea lui se înrăutățește, ne spunea de ieri că se simte foarte rău. Acuză febră, frisoane, stări de rău, amețeli. Andreea, spune-mi, te rog, ce au spus medicii Smurd. Dar nu știu dacă ne aude Andreea, este afară, nu știu dacă avem o comunicare foarte bună. Dar iată, îl vedeți pe Marian, da, a fost scos din incinta redacției noastre. Acum este dus direct în ambulanță. Vom vedea exact la ce spital va fi dus. Asta vor hotărâ cei de pe ambulanță. Și sunt foarte curioasă ce se întâmplă, să nu aibă vreo boală contagioasă, să nu îi se întâmple ceva, Doamne ferește, el a fost astăzi și a intrat în contact cu destul de multă lume. Andreea, acum ne auzi? Da, acum vă aud. Marian este suspect de gripă, așa că medicii au considerat să-l ducă la spital, la spitalul Elia, să-l vor duce acolo să-i facă mai multe investigații, pentru că ați văzut, avea simptome de gripă, spun medicii, avea stări de vomă, amețeli, tușea foarte tare și febră avea, așa că îl vor duce la spital să vadă exact ce probleme are și dacă are gripă. Mirela? Dacă are gripă, acum... ce? Cine a intrat în contact cu el astăzi? Internet. Dacă ați intrat azi în contact cu el, Andreea, nu veni în platou. Astăzi o să facem cumva ceva fiecare să diminuăm cât mai mult contactul pentru ca să nu se răspundească acest virus și în echipa noastră. Nu știu dacă s-au întâlnit Veronica și Marian astăzi, voi vorbi cu ei imediat. E clar însă că trebuie să fim cu foarte mare grijă, cu foarte mare băgare de seamă și sperăm să nu fie ceva grav și contagios. Îți mulțumesc tare mult!